Asta ca să vadă lumea că nu știți legea și trebuie pe telefon. Da? Păi nu filmați vreo un proces verbal, domnule. Păi nu, dumneavoastră, citiți legea pe telefon. Datele noastre cu caracter personal. Citiți legea pe telefon. Da? Și vreau să arăt la lume că citiți legea pe telefon. Păi faci un metru jumate, vedeți că mai... Da, dar mi se pare foarte interesant. Puneți-o și pe aia. Puneți toate sancțiunile din lume, da? Eu am vrut să arăt la lume că nu știți legea și trebuie să o citiți pe telefon. Deschideți, vă rog, acolo să vedeți articolul. Dar asta cu nerespectarea distanței, vă trebuie o ruletă ca să măsurați. Aveți în dotare? Nu aveți, nu? Atunci eu zic că am un metru jumate, că așa consider eu pe aici. Dacă nu respectați indicațiile mele, o să vă spun la fiecare că mi se propune să păstrați distanța. Păi eu consider că aici e un metru jumate. Aveți o ruletă ca să demonstrați că nu e un metru jumate aici? Pot eu să demonstrez când... Hai, domnule, păstrați distanța, v-a rugat colegul. Păi, care distanță? Distanța de 2 metri. Păi, n-am ruletă să măsor. Eu nu știu. Puteți liber 2 metri. 2 pași, păstrați 2 pași, vă rog. 2 pași, uitați, am 1, 2. Da, 2 pași, mergeți înapoi, 2 pași, vă rog. 2, da. Gata, 2 pași, ce așa de drept? Colegul a uitat articolul, cum facem? Că nu mai știe ce să scrie proces. Da? Ce anume? De ce? Pentru că... Dar nu pot să vin, dar de ce mă luați la secție? De ce mă luați la secție? Luați mâna după el. Nu aveți niciun... Luați mâna după mine. Luați mâna după mine. Luați mâna după mine. Luați mâna după mine. Mami, ia tu mâna după mine. Nu aveți voie să mă luați la secție. Deci nu aveți voie. Nu aveți voie să trageți de mine. Haideți, doamnă. Dar nu înțeleg de ce. I-ați făcut proces verbal, i-ați dat amendă, de ce? Deci v-a deranjat faptul că nu știți articolul, da? Nu m-a deranjat chestia. Dumneavoastră nu trebuie să mă respectați ceea ce spun eu. Păstrați distanța 1 metru jumate. Păstrați distanța 1 metru. Nu trageți de mine! Nu trageți de mine! Nu trageți de mine, că n-ai voie să tragi de mine! La ultraj, bă, nu ai voie să tragi de mine! Bă, frate, n-aș fi... Păstrați distanța, te rog! Păi păstrați distanța! Deci ia mâna după mine acum! Ia mâna după mine! Atunci mâna pe mine, păstrează distanța, te rog! Stai pe mâna pe mine! Cum să nu vă luați cu șapcă mașină? Ați fost atentă la ceea ce s-a întâmplat? Da! Deci, vă rog, nu să vă întâlnesc pe voastră! Doamnă, tocmai că sunt om! Doamnă, tocmai că sunt om! Păi plâng copii, ce înseamnă asta? Să tragem de el, să-l băgăm în mașină cu șapca? Ce înseamnă asta? Ia-ți făcut proces verbal, dați amendă și la revedere. Doamne, ne hotărâm aici, vă rog frumos, le spune că nu se numește așa, să vederea identificării persoanei, doamne. Nu, 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 v-am spus cum vă numesc. Așa cum vă numesc. V-am spus cum vă numesc. Eu am spus... Păstrați distanța, vă rog. Păstrați distanța. Eu sunt cu soțul meu. Păstrați distanța. Eu sunt cu soțul meu și nu plec de aici, da? Nu a zis haide mă... Ba da, l-ați tras de mână și ai zis haideți la circă. Terminați-vă procesul verbal, dați amendă și gata. Ce tot atâta faceți atâta tam-tam? Abuzat atât de faptul că... Dar eu nu abuzez. De ce fapt? Dumneavoastră abuzați. Dar nu trebuie să tragi pe șobrin. Vă rog să mă duceți de bunăvoie la secția de poliție. De bunăvoie nu am de ce, pentru că v-am dat datele mele și nu aveți de ce să mă luați. Nu aveți de ce. Nu, am spus că sunt datele mele. Nu! Dar pe el de ce să-l ia? Haideți, vă rog, nu, stați, spuneți de ce? Haideți, vă rog, și nu, dar de ce mă luați? Spuneți-mi de ce mă luați? Haideți, nu, dar de ce mă luați? Haideți, haideți.